Buzoi, mai sunt câteva zile până la Sfintele Paști, cea mai mare sărbătoare a creștină. Anul acesta vom sărbători altfel învierea Domnului. Nu mai ieșim din case, nu mai mergem la biserică, nu ne mai vizităm rudele și prietenii, nu mai ieșim la iarbă verde. Ne abținem de la toate acestea nu pentru că suntem amendați, ci pentru a nu ajunge pe un pat de spital. Județul Buzău a fost ocrotit de Dumnezeu în această pandemie. Niciun buzoian nu figurează printre decesele înregistrate la nivel național. Avem doar 14 persoane infectate cu coronavirus în condițiile în care, la nivel național, numărul acestora a depășit 7.000. Dintre cele 14, doar 8 se mai află sub tratament, starea lor medicală fiind bună. Vreau să vă asigur că situația foarte bună de la Buzău este și rezultatul faptului că măsurile luate la nivel național și județean au fost aplicate foarte bine și că buzoienii au înțeles gravitatea situației și s-au comportat exemplar. Vă rog din suflet să facem tot posibilul să rămânem în această zonă sigură. Să nu considerăm că pandemia s-a diminuat și să ne socotim prevederile ordonanțelor militare. Responsabilitatea ne salvează de drame, respectarea recomandărilor autorităților ne ferește pe cei dragi de îmbolnăvire. Anul acesta stăm în casă. O facem pentru noi, pentru copii și pentru părinții noștri. O facem pentru a ne reîntâlni după trecerea pandemiei cu toți cei dragi nouă. Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere. Îmi doresc ca învierea Domnului să ne readucă speranța și bucuria. Sărbători liniștite! Bună seara, bine v-am regăsit. Am început emisiunea de astăzi cu mesajul prefectului județului Buzău, domnul Leonard Dimian. Așa cum ați auzit, spunea că veștile pentru Buzău sunt bune, dacă pot fi bune într-o astfel de situație. Oricum, sunt în continuare 14 cazuri confirmate în județul Buzău și să sperăm că numărul nu va crește, chiar dacă să sperăm de asemenea că vor fi testări mai multe făcute și în județul nostru. Aș vrea să vorbim astăzi, pentru că suntem în Joia Mare, despre faptele bune ale oamenilor, oameni pe care i-ați văzut în studioul nostru de nenumărate ori, indiferent de calitatea lor politică sau profesională. Astăzi vorbim așa, în calitate de oameni, oameni care vor să-și ajute aproapele. Și deschidem emisiunea cu domnul Doru Muzgoci, care este alături de noi, îl și vedem acum. Bună seara, domnule Muzgoci, mă bucur că sunteți alături de noi. Bună seara, sărumâna, salut și eu telespectatorii dumneavoastră. Bifăm o premieră la campus Buzău, cu mine în special, pentru că n-am fost niciodată în direct cu telespectatorii prin, cum se cheamă, procedeul ăsta, Zoom. Prin Zoom, da, da, da. Iată că marcăm această premieră astăzi la Campus TV. Spuneam că vorbim despre fapte frumoase, fapte bune, domnule Muzgoci. Sunteți și om de afaceri și ați ales ca în această perioadă de săptămâni bune faceți asta, ați ales să fabricați măști, da? Măști chirurgicale, măști de protecție și mai multe materiale de protecție pentru medici, pentru personalul medical și pentru toți cei care au nevoie, da? Povestiți-ne un pic. Da, ce să facem? Și noi am fost surprinși, așa cum a fost surprinsă toată lumea din România și din lume, după Mapamond, cu această criză. Și a trebuit să ne adaptăm. Nu a fost deloc ușor. Vă rog să mă credeți că au fost câteva, poate o zi, două, trei, în care pur și simplu nu ne trezeam din pumn. Dar a trebuit, pe urmă, să ne dăm seama că viața merge înainte, că până la urmă creștinului ișa de bine cu speranță. Ne-am pus mintea la contribuție, am sunat, am vorbit și ne-am reorganizat, cum s-ar spune, din mers. Am început să facem ceea ce se cerea de maximă urgență pentru țara noastră, combinezoane și măști. Și acum fac o precizare din capul locului. Nu fac parte din cei care au dat, să zicem, tunuri în această perioadă. Noi am livrat pe sume foarte modice, așa cum erau pe sumele în care să ne câștigăm salariile pentru noi și pentru salariații noi. Faceți măști și combinezoane pentru România, da, doar? Sau pentru România, nu? Pentru sistemul medical românesc. Așa. Ați trimis până acum cam câte bucăți? Cu care lucram noi și făceam export,
Da. Normal că s-au închis granițele, normal că s-au închis magazinele și acolo. Noi eram axați mai mult pe echipament sportiv. Evident că nefiind competiții sportive, am avut și noi de suferit. E o firmă, suntem probabil în România în jur de 3.000 de oameni care lucrăm pentru afară, pentru Marea Britanie. Și atunci a trebuit să ne orientăm, să ne reorientăm. S-au câștigat niște licitații și am început să facem pentru sistemul medical românesc. Ca să fie foarte clar pentru toată lumea. Deci pentru sistemul medical din România. Vă întrebam cam ce comenzi ați avut până acum sau așa din punct de vedere al bucăților pe care le-ați livrat. Sunt sute, mii de combinezoane, de măști. Cam câte ați făcut un calcul? Producem mii pe săptămână. Câteva mii pe săptămână, da? Undeva la 2000 de combinezoane pe săptămână plus măști, pentru că acolo unde încadramentele ne permit, noi facem măscuțe din acele porțiuni. Aha. Chiar vreau să fac o precizare. A fost o piață, această marfă, această materie primă, fiind acaparată, fiind luată de către toată lumea, vreau să mă credeți. Am avut mari, mari probleme în a ne încadra, pentru că prețul materiei prime a fost undeori și de 100 de ori mai scump. Ori noi a trebuit să ne încadrăm pentru salariile noastre, pentru viața noastră și așa mai departe. Da, e o mare discuție, știți, e o discuție și cu măștile care se găsesc în farmacii. De fapt, măștile sunt cumpărate la prețul de producție de 10-20 de ori mai mare. Nu e vorba că e un adaos spus în farmacie de la valoarea inițială care era de câțiva bănuți, iar acum avem de la 7-8 lei măștile. Sunt, de fapt, așa sunt cumpărate și materiile prime mult mai scumpe. Domnule Muzgoș, cum resimțiți perioada asta? Măscuțe pleacă undeva la 2 lei și un pic. De la dumneavoastră, da? Sunt măștile acelea chirurgicale, sunt măști care protejează, da? Sunt măști care protejează și combinezoanele la fel. Nu putem noi produce cât ce cerere este. Începe parcă piața un pic să se mai așeze, pentru că s-au făcut și importuri foarte mari, a fost nebunia aia la început, chiar și cu prețurile încep să se așeze. Noi am făcut și gesturi, am îmbrăcat și autorități, instituții, oameni, persoane fizice pe care i-am văzut, vă rog să mă cred, m-am oprit sau... Și, am și le-ați oferit, dăruit, le-ați donat, da? Da. Le-am donat, așa este normal, e creștinește, e săptămâna mare, am făcut și astfel de gesturi, fără prea mare tamtam și prea multe poze. Și am făcut și la asociații din astea umanitare, am dat bani pentru a duce pachete și n-am fost nevoie să mă pozez lângă o pungă cu zahăr sau cu făină. Frumos! S-au descurcat oamenii aia, cum au putut să o facă, n-am cerut explicații, n-am avut încredere în ei, pentru că știu că sunt în țara asta, sunt și oameni și în Nehoiul ăsta și în Buzău ăsta, sunt și oameni de bună credință, oameni cu frica lui Dumnezeu și care vor să facă un bine. Am alăturat și noi altor câtorva oameni de bine. Da, spune un telespectator, domnule Muzgoș, că ar trebui, și o să vă întreb dacă sunteți de acord, că și animalele ar trebui să poarte mască, spune un telespectator. Animalele de companie, în primul rând. Credeți că am văzut tot felul de fotografii din alte țări, mai ales din Statele Unite ale Americii, cu câini care aveau mască de protecție. Ați întâlnit până acum situații de felul ăsta? Credeți că ar fi necesar? Nu am văzut decât la televizor unul care pusese la oi măscuțe. Doamna Magda, să fim foarte serioși. Am ascultat, eu sunt un consumator de presă, de știre internă și internațională. Niciunul din medicii renumiți din această țară sau din această lume, pentru că avem și noi în această țară oameni foarte bine pregătiți, nu a afirmat că că animalele sunt purtătoare ale noului coronavirus. Sau că s-ar putea îmbolnăvi, pentru că probabil sunt cei stăpâni îngrijorați. Este un virus la care noi oamenii suntem sensibili, funcție de sensibilitățile pe care le avem fiecare. Uneori nici măcar nu știm. Ați văzut ce purtăm cu noi în
Domnule Muzgoș, vă întrebam pentru că sunteți un om extrem de activ, de sociabil, sunteți un om căruia îi plac discuțiile așa față în față. Cum resimțiți perioada asta de distanțare socială, de izolare? Practic bănuiesc că atunci când nu mergeți la lucru, stați acasă mult, nu? Cum resimțiți, doamnă, perioada asta? Să vă spun o chestie. Eu, dacă vreți, am să vă fac o mărturisire. Trebuie să recunosc că pic frân. Vreau să vă spun că îmi pun centură la brâu pentru că mă doare mijlocul în perioada asta. Eu am coborât la munca de jos. Fac de la om de serviciu, la șofer, la de toate. Eu fac 3-4 curse pe săptămână și nu prea am timp să mă mai gândesc. Vin acasă, mă uit la televizor. Eu înțeleg că la serviciu mergeți, da? Ca să nu fie, să nu înțeleagă altcineva că vă plimbați. Avem oameni. Doamna Amanda, avem oameni, avem producție, avem afaceri. Mă duc, îmi fac treaba, după care nu stau. Oamenii mei știu ce au de făcut. Fiecare om la locul lui de muncă, fiecare șefuleț, știe că are o normă, că noi trebuie să livrăm în data de atât și nu e nevoie să mă duc, să se ducă turul, să stea acolo pe capul omului. Eu, după ce îmi fac problemele de la birou, după ce îmi dau telefoanele, restul vin și pot să le fac de acasă. Bun. Dar în cea mai mare parte a timpului, de dimineața până seara, plec la București, mă duc în zonă, livrez. Pentru că, fiind o cerere foarte mare, nu se fac livrările la săptămână sau la două săptămâni. Se fac livrări cam din două în două zile. Mă mai cuplesc cu o colegă de-a mea și ne ducem și livrăm cam din două în două zile. Înseamnă că v-ați adaptat și nici de cum nu e o criză economică pentru dumneavoastră, adică dimpotrivă, nu resimțiți vreo pierdere. Am avut pierdere. În primele zile, v-am spus, am avut niște probleme. Chiar astăzi vorbeam cu soția mea, nici măcar oamenii pe care în prima parte i-am trimis acasă în șomaj tehnic, nu mai e caz. Pentru că începem să ne facem noi treaba, am început să avem comenzi. Începe să deschidă un pic și exportul pe care l-am făcut de niște ani. Deci ați trimis totuși în șomaj tehnic angajați, nu? I-ați trimis în șomaj tehnic, spuneați pe o parte dintre ei. Am avut câteva zile de șomaj tehnic și noi, cu o parte din oameni, nu cu toți, da. Cu o parte, dar cam de acum nu prea mai avem nevoie. Noi. Eu vă felicit. Pentru munca pe care o faceți, iată, în binele comunității și spre binele cadrelor medicale, în primul rând. Mă gândesc că și dumneavoastră și toți cei cu care lucrați aveți echipament de protecție, pentru că practic îl produceți, n-aveți cum să nu îl aveți la dumneavoastră. Trebuie să țineți cont și îi le spun telespectatorilor că respectați toate normele impuse și prin ordonanțele militare, dar evident și prin normele acum de siguranță. Mă opresc pe stradă și când văd un om, deschid pereastra. Dacă am undeva în dreapta acolo, am 5, 10, 20 de măscute și le dau. Felicitări! Domnule Muzgoș, cum credeți că va trece perioada asta? Când va trece și cum o să ne revenim din punctul dumneavoastră de vedere? Doamnă, suntem în săptămâna mare, vorbim de iertare, vorbim de speranță, pentru că este despre speranță săptămâna mare. Eu cred că și cu ajutorul lui Dumnezeu și eu cred că vom trece. Acum, dincolo de neajunsuri, de probleme, de așa, eu cred că totuși ne-am mișcat destul de bine. Și eu, știți că sunt mai critic așa de felul meu, dar cred că ne-am mișcat destul de bine. Și cred că și oamenii au reacționat destul de civilizat și de excuzând niște lucruri. Nimeni nu a fost... Asta a fost o premieră pentru toată lumea. Vedeți ce probleme mari au statele mari ale lumii. Apoi ar trebui să avem mai multă încredere în noi. Am văzut discursul public așa și ați văzut că acum câteva zile se spunea, domnule, Rusia, ați văzut Rusia, că Putin nu știu ce a făcut. Ați văzut ce au avut un procent în două săptămâni, un procent de 800% de infectare. Da, Doamne ferește, pericolul nu a trecut nici la noi, de aceea trebuie să fim extrem de atenți. Nici o formă nu a trecut, dar cred că începem să-l gestionăm și poate că vom face cu trecerea timpului și cu gestiunea corectă a ceea ce vom face noi, până la urmă ține de noi, fiecare din noi, eu zic că vom ajunge în situația ca poate spre toamnă
să se scoată un vaccin și să intrăm într-o cale normală. Acum, marea problemă, și să știți că marea mea grijă de aici a pornit, nu sunt singurul om de afaceri sau om de afaceri, nu știu cum să-i spun, pentru mine mi se pare că sună prea mult. Dar mă rog, asta este, din afaceri în câștig. Ai linii de credit, ai credite, ești angrenat în tot felul de exerciții din astea financiare și e foarte important să mergi. Niciodată nu, nici măcar în visele alea negre, nu am visat că într-o zi poate să se dărâme totul dintr-o dată. Apoi am început să-mi dau seama că trebuie să se miște într-un fel și văd că și-au dat seama și toți dirigătorii lumii, nu numai de la noi, și-au dat seama că fără economie nu se poate. Doar că singura mare greșeală pe care văd că începe să se facă în discursul politic zilele astea este să se creadă că economia, când se vorbește de economie, nu se vorbește de mediul privat. Mediul privat, acela care produce bani pentru bugetul statului român. Da. Mediul privat produce bani pentru bugetul României. Și dacă începem să ne ducem, să ne gândim și să vorbim din nou mai mult de bugetare când vorbim de economie, atunci vom face o mare greșeală. Dacă vom tăcea, vom strânge din dinți și vom încerca să creăm mediu propice pentru ca în țara asta să se producă, eu cred că vom ieși cu fruntea sus, chiar dacă România nu are o economie solidă și ar putem să trecem și noi onorabil prin această criză, pentru că este o criză de proporții. Domnule Muzgoci, să sperăm că se va încheia repede criza asta. Eu vă mulțumesc tare mult că ați intervenit în emisiune, că ați fost de acord să ne primiți așa în casa dumneavoastră și vă aștept cu mare drag în studioul nostru când se va putea. Până atunci vă doresc sărbători liniștite, cu sănătate și să aveți putere de muncă. La fel vă doresc și eu, vă îmbrățișez de aici, de la Nehoiu, și îi îmbrățișez și le urez un Paște fericit dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, și să dea Dumnezeu să avem un al doilea jumătate, a doua jumătate de an sănătoși, fericiți și cu, să ne putem întâlni și să ne îmbrățișăm așa cum îi șa de bine românului când se întâlnește cu prieteni. Așa să fie, sărbători frumoase, liniștite. Și dumneavoastră și familiei dumneavoastră, vă mulțumesc încă o dată. O să îi rog pe telespectatori, văd că sunt câteva apeluri pe numărul de telefon mobil, așa că dacă putem deschide pentru câteva minute linia de telefon fix, astfel încât telespectatorii să poată interveni în direct dacă au întrebări. Dacă nu, cei care doresc pot trimite mesaje, le voi citi cu siguranță. Între timp o să vă ofer câteva date despre ce se mai întâmplă în Buzău. Astăzi situația epidemiologică la nivelul județului este următoarea. Avem 475 de persoane care se află în carantină și 248 de buzoieni izolați la domiciliu, evident sub monitorizare medicală. Sunt în continuare, cum spuneam, 14 cazuri confirmate. În ultimele 24 de ore, pe raza județului Buzău, au fost angrenați în activități specifice 344 de polițiști, peste 100 de jandarmi, 134 de polițiști locali și 56 de militari din cadrul MAPN. Au fost 106 persoane legitimate în Buzău doar și au fost aplicate 30 de sancțiuni, valoarea totală a acestora fiind de 48.600 de lei, pentru că, evident, nu au respectat regulile. Pentru nerespectarea restricționării circulației au fost amendate 214 persoane, 329 de sancțiuni au fost date și pentru alte nereguli, 500.000 de lei a fost valoarea totală a amenzilor. Și o să vorbim și cu domnul consilier local Constantin Ionescu imediat, înțeleg că este deja la telefon. Domnul Ionescu a făcut mai multe gesturi frumoase în această perioadă și domnule Ionescu, bună seara, vreau să vă laud pentru asta, pentru că meritați. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Mulțumesc frumos! Da. Chiar astăzi v-am văzut, ați fost să donați sânge, așa e? Da, asemenea.
Și bună seara ascultătorilor și telespectatorilor postului dumneavoastră. Am făcut ce am simțit, am făcut ceea ce am crezut că e mai mult decât necesar în această perioadă. Am făcut ceea ce cred că și eu, ca și alții, ne aducem contribuția sau contribuim la situația asta, să spunem, norocită în care ne aflăm și din care trebuie să ieșim cu bine. Știu că ați început prin a vă dona indemnizația, de fapt ați donat indemnizația de consilier local pentru că ați cumpărat din ea măști, da, de protecție pe care le-ați dăruit în piața centrală și buzoienilor în general. Cum v-a venit ideea și ce ați făcut exact? Vedem și în imagini, dar aș vrea să ne povestiți dumneavoastră. Ideea mi-a venit de câteva, să spun, săptămâni, două, trei săptămâni înainte, dar chiar nu găseam aceste măști pentru că a fost chiar o problemă și știm cu toții în a găsi, a cumpăra astfel de măști, mai ales că s-a și dispus obligativitatea purtării măștilor și mai mult, pe lângă această obligativitate, am observat o reacție extraordinar de pozitivă din partea buzoienilor din punct de vedere al protecției pe care și-o doreau și faptul că nu aveau o parte dintre dumnealor măști, mulți le aveau re și refolosite și m-a impresionat foarte mult o doamnă care, vă spun, nu mi-a venit să cred, avea la gură un sac din ăla galben în care punem noi gunoiul, sigur era nou, dar pentru că nu avea mască. Și-a pus un sac din acela pe post de protecție. Asta unde? În piața centrală sau unde? Da, acolo în zona respectivă. Chiar am văzut o doamnă respectivă și nu mi-a venit să cred. Cum a reacționat când i-ați dat măști? Cum a reacționat? Toată lumea a vrut, voia să ia o mască, să aibă fie, avea de rezervă, pentru că cea care o avea o refolosise de foarte multe ori, alții n-aveau. Probabil și din cauza faptului că acum se găsesc, dar la prețuri destul de mari față de ceea ce eram obișnuit să cumpărăm din farmacii. Mi-a venit ideea pentru că, dom'le, hai să facem și astfel de lucruri în astfel de perioade când oamenii au nevoie și nu numai atunci când avem nevoie în campanie electorală sau când, eu știu, chiar avem un interes direct pentru voturi. Nu. Sunt lucruri pe care le-am făcut că le-am simțit și lucruri pe care le-am făcut și nu e prima dată și știți foarte bine, am făcut și cu alte ocazii. Da, și de altfel nici măcar nu ați vrut să interveniți. V-am rugat să ne povestiți puțin asta pentru că poate fi un exemplu. Poate fi un exemplu pentru colegii dumneavoastră din primărie, din Consiliul Local. Știți dacă v-a urmat modelul și alți consilieri? Nu știu și n-am făcut-o nici să mă urmeze cineva, nici am făcut-o pentru că așa am simțit, pentru că așa am vrut să fac și așa mi-am dorit. Dacă nu faci în astfel de situații și în astfel de momente când oamenii sunt disperați și efortul venit din partea fiecăruia cât de puțin, poate contribui la nivel general la unei stări mai bine. Câte măști ați reușit să cumpărați din indemnizația de consilier local? Jur de 500 de măști am reușit să 500 cumpăr. De măști, da? Da. Deci 500 de buzoieni care au primit de la dumneavoastră măști. Da, da. Am văzut o fotografie în care o ajutați pe o doamnă să-și pună masca, probabil că... femeie în vârstă, cred că era după la țară. Și nu reușea. Da. Cum să o pună. Da. Faptul că învățați pe acești oameni care nu știu, dumneavoastră și toți ceilalți, am văzut și foarte multe cadre militare sau cadre MAI care învață pe oamenii care n-au văzut sau nu știu cum să pună acea mască, e mare lucru pentru că îi învățați cum să-și apere viața și cred că asta e cel mai important. Domnule Ionescu, de ce credeți că nu se poate întâmpla ca primăria să cumpere măști, măcar o mască pentru fiecare buzoian, că nu suntem un milion de buzoieni? De ce nu poate fi făcut un proiect acum în această situație de urgență, astfel încât buzoienii măcar o mască să aibă fiecare? Noi am aprobat la nivelul Consiliului Local și fonduri și bani și program la dispoziția primăriei municipiului Buzău.
o să propun în următoarea ședință. Am crezut că din acești bani se vor achiziona și astfel de produse de protecție. Acum, dacă tot am avut bani de fiecare dată când ne-am distrat și a fost bine și pe spectacole și ne-a fost bine la toți, cred că în astfel de momente nu se supără nimeni dacă direcționăm și achiziționăm și măști pentru oameni care efectiv nu și le pot permite a cumpăra, pentru că o mască nu iei soției o lună de zile. Ați văzut și noastră că ea se degradează. Ea, da, practic sunt de unică folosință, dar sunt mulți oameni care ba le spală, ba le calcă, le reutilizează în speranța că se vor proteja cumva. N-ai ce face, sigur că da. Și m-am bucurat foarte mult că am văzut cu ghilimele în disperarea oamenilor de a se proteja. Adică au vrut să iau mască tocmai pentru a o folosi și a fi în siguranță viața de zi cu zi atunci când merg la cumpărături sau când ies pe stradă nevoit să-și fac... Da, bine a spus. Nevoiți, pentru că și colegii mei care au fost zilele trecute în Piața Centrală pentru a vedea care e situația, cum merg buzoienii la cumpărături și cum se comportă comercianții, au venit impresionați de faptul că au întâlnit acolo bătrânele, care unele dintre ele chiar peste 70 de ani, spuneau că nu au din ce trăi dacă nu vin să vândă acea marfă și că își riscă viața pentru că altfel ar muri de foame. Cred că ați venit și dumneavoastră după fiecare întâlnire cu cei din Piața Centrală, mai ales cu persoanele în vârstă, ați venit emoționat sau supărat că lucrurile nu merg altfel în țara asta și că oamenii trebuie să-și riște viața pentru a avea ce mânca. E adevărat? Așa este. În astfel de perioadă este și o afluență foarte mare în Piața Centrală. Am și văzut, am și fost. Oamenii, din dorința și din nevoia de a se aproviziona și de a avea ce pune pe masă în astfel de zile, riscă foarte mult și riscăm toți foarte mult. Eu vedeam o degrevare a zonei de aglomerație a tarabelor din zona centrală și scoasă, eu știu, fața pieței pe strada Ostrovului, eliminată parcarea și puse tarabe acolo tocmai pentru a crea un flux și o circulație mult mai elisită a buzoienilor când vin la cumpărături, mai ales și vorbesc de astfel de perioadă. Păi poate nu-i târziu, dacă propuneți în Consiliul Local, da, poate să iau astfel de hotărâre. Cum o să petreceți sărbătorile acasă, bănuiesc, uitându-vă la televizor, nu? La slujba de înviere. Da, așa este. Ca de fiecare dată, să știți, am stat acasă pentru că este un moment în care te liniștești, te odihnești după servici, după activitate, după o perioadă intensă, să spun, pe care o avem în fiecare dintre noi. Nu ne ducem nicăieri pentru că n-are rost și nu e necesar să facem astfel de perioadă vizite sau să vină cineva la noi. Ne liniștim și chiar sunt momente în care fiecare dintre noi își găsește și liniștea și pacea sufletească în interiorul familiei. Eu vă doresc să aveți sărbători liniștite, cu sănătate în primul rând și cu bucurie, că e o sărbătoare a bucuriei, învierea Domnului. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, domnule Ionescu, și vă aștept în studioul nostru atunci când vom putea să ne vedem. Sărbători cu bine tuturor și să dea Dumnezeu să fie bine și să ieșim cu bine. Așa să fie, vă mulțumim frumos. Ne oprim pentru publicitate, dar revenim în câteva minute, citim și mesajele și mai aflăm ce se întâmplă în Buzău și în țară.